este ora 3 după amiaza. Oh, Doamne. Nu simt absolut nimic, nu simt. Orice mă simt gol. Absolut orice mă simt gol. Cea mai grea ascensiune din viața mea. Am trecut linia mult prea mult am trecut linia. Oricât de mare ar fi succesul tău individual, nu știu, ca actor, ca sportiv, ca om de afaceri, ca artist, eu cred că Succesul ăla pe bune, chiar dacă ești mega aclamat în domeniul tău de expertiză, este pe bune și este complet numai în momentul în care tu ți-l aduci și îl pui la dispoziția unui bine, oricare ar fi el, aici Grivița 53, care să nu mai aibă legătură exclusiv cu persoana ta. Pentru Grivița 53, un proiect care renaște pentru o generație întreagă, un proiect de cultură prin artă. Aici lucrez la oul lui Alex Găvan. Mesajul acestui ou este un mesaj al renașterii. Aici, în alb, este locul unde Alex a ajuns trecând prin zona aceasta neagră a golului existențial în care ajungem toți la un moment dat. Alex ne arată aici un exemplu cum treci de la partea întunecată la speranță, la viață. Și a simțit lucrul ăsta undeva unde noi nici nu sperăm să ajungem, la peste 8.000 de metri în munți. Cred foarte tare că Grivița 53 este un proiect necesar pentru sănătatea psihică și emoțională și culturală a României. Cred asta din tot sufletul meu.